seara. Numele meu este Florin Marcu, câmpinean, consilier local din partea PNL. Mi-am propus să nu fiu părtaș la acest circ politic. Drept urmare, am să renunț la întrebările pe care vreau să le adresez administrației. În schimb, sunt total de acord cu acest proiect. Bine elaborat, bine pus la punct. Felicit echipa care a lucrat pentru acest proiect și vă asigur de votul meu. Mulțumesc, domnule consilier. Domnul Marian Nistor. Bună seara, sunt Marian Nistor. Mă bucur că sunt la această dezbatere, dar nu pot să fiu de acord cu domnul primar când vorbește despre această dezbatere ca despre reușita dânsului. Pentru că în programul pe care l-a făcut pentru consultarea publică pe acest buz, nu a inclus și o dezbatere. A fost nevoie, putea să o facă, a fost nevoie de cererea unei asociații, chiar două, pentru a fi această dezbatere. Dacă ar fi vrut cu adevărat să afle opinia dumneavoastră, în calendarul pentru consultarea publică, ar fi introdus și o dezbatere. Nu a făcut-o. Mai mult, cum spunea și un antevorbitor, propunerile dumneavoastră, propunerile noastre, de la dezbaterea publică din 30 mai, nu au fost luate în seamă. Vreau să vă spun de la bun început că asistăm la un penultim act al unei strategii în legătură cu acest pasaj. Și o să vă spun după aceea și de ce este penultimul act și nu ultimul. De la bun început, domnule primar, am sesizat din prezentarea dumneavoastră legat de legea transparenței decizionale niște aspecte legale. Și vreau să vă aduc la cunoștință că în baza principiului unicității cadrului legal, anexa la proiectul de hotărâre, adică puzzle-ul care nu a fost atașat documentației, ci făcea trimitere la o pagină de pe internet unde noi ar fi trebuit să răscolim să găsim această documentație și nici nu știm la ora actuală dacă este documentația finală care a trecut de Comisia Tehnică din Urbanism. Nu știm că nu ne-a spus nimeni. Este posibil să nu fie acest lucru. Da? Această documentație nu a fost înaintată. Nu puteți să vă asumați această dezbatere ca fiind meritul dumneavoastră. De asemenea, v-aș ruga frumos să nu mai folosiți termenul că eu am nevoie. Că aici nu este vorba despre dumneavoastră. Și o să puteți să vă uitați peste înregistrări de câte ori a spus că eu am nevoie. Această dezbatere nu este despre dumneavoastră, nu este despre mine, Maria Nistor, este despre cei din sală, este vorba despre toți câmpinenii care au dorit, într-o formă sau alta, fie pe Facebook, fie prin sondaj de opinie, fie prin documentele depuse la primărie, au dorit să-și exprime punctul de vedere. Un punct de vedere, că spuneați mai devreme, de cele 500, aproximativ 500 de cereri care au fost depuse la primărie și spuneți că sunt favorabile. Domnule primar, formularul din hotărârea 831 nu permitea un răspuns cu sunt sau nu sunt de acord, pentru că nu ar fi fost luat în calcul. Formularul pentru a depune o părere care ține cont, dragi câmpineni, are doar valoare de recomandare. Acel formular trimitea clar la un articol din proiectul de hotărâre. Deci oamenii, chiar dacă nu erau de acord, trebuiau să se refere la proiectul de hotărâre. Așa că nu mai răstălmăciți ce au spus oamenii acolo. Pentru că dacă cineva a spus că nu este de acord cu pasajul, sau a încercat să modifice un regim de înălțime, sau nu a fost de acord cu un parc la intrarea pe Primăverii, de fapt, scuze, un teren de fotbal, sau nu a fost de acord să desfințați locul de parcare,
și a făcut trimitere doar la acel punct din Buz, nu înseamnă că au fost, că au fost de acord. Au încercat să respecte formularul din lege. Da? Deci, nu încercați să ne manipulați, să ne spuneți că țineți cont de părerea câmpinenilor. De asemenea, îi spuneați antevorbitorului meu când vă zicea de dacă municipiul Câmpina este sau nu este eligibil. I-a spus să lăsați specialiștii să vorbească. Vreau să vă aduc la cunoștință că în această seară, de la acea masă, numai dumneavoastră ați vorbit. Despre construcții, despre fonduri europene, despre studii geo, despre legalitate, despre tot. Nu a vorbit niciun specialist. Sunt foarte multe lucruri de spus în această seară. Aș fi vrut să-i răspund doamnei Paraschiv, dar cred că a plecat. A plecat. Și a spus punctul de vedere și a plecat. Eu am doi copii. Și nu vreau să-i cresc în centrul orașului într-un mastodon de beton. Domnule primar, mulțumim că ne-a spus. Era o întrebare la care nu știam răspunsul. Mulțumim că ne-a spus că vom avea un metru de beton peste tot centrul municipiului. Da? Eu nu vreau să îmi cresc copiii între betoane. Așteptam o soluție care să vină în întâmpinarea câmpinenilor. Nu vreau să mai vorbesc despre reglementările legale privind suprafața minimă de spațiu verde pe cap de locuitor, pe care dumneavoastră, prin acest pasaj, nu că nu încercați să o măriți, ci din contră, o diminuați. Vorbea tot la fel un antevorbitor de faptul că a fost scindată societatea, cum s-a văzut și în această sală. Vă întreb oare, cine este vinovat de acest lucru? Spuneți-mi dumneavoastră. Ne-a spus mai devreme că ați venit în întâmpinarea noastră și când ați văzut că sunt foarte multe cereri pentru a participa la această dezbatere publică, ați hotărât să faceți în sala mare. Domnule primar, greșit, din nou ne manipulați. Aveați obligația legală să invitați special, conform hotărârii 831 pe 2022, pe toți cei care au depus scris, să-i invitați special în această seară. Și atunci trebuia automat să dimensionați sala la numărul de persoane. Deci, din nou, ați indus în eroare opinia publică și pe cei din sală. Sunt foarte multe lucruri de spus. Aș vrea să vin, să aduc un pic în discuție problema Consiliului Local. Și la final o să pun și câteva întrebări. Încercați să puneți presiune pe Consiliul Local în legătură cu acest PUZ. Că dacă se întâmplă ceva și acest PUZ nu va fi aprobat, Consiliul Local sunt vinovați. Nu, domnule primar, pentru că niciunul dintre consilierii locali, indiferent de partid, nu a votat acest PUZ. Consilierii locali au fost de acord cu dezvoltarea municipiului, cu amenajarea centrului, dar nu în această formă. Pe masa consilierilor locali, PUZ-ul în această formă, oficial, nu a ajuns niciodată până acum. A chemat la consultări doar pe acei consilieri locali care v-au convenit. V-ați implicat în viața partidelor politice și ați încercat și spuneați să fiți independent. Da? Ați încercat să vă rezumați la subiect și să puneți și întrebările. Vor veni și întrebările. Mă scuzați, dumneavoastră ați vorbit foarte mult. Ne-ați prezentat și un filmuleț, parcă la un cinematograf, în condițiile în care cinematograful este sub orice critică în Câmpina. Mă întorc la Consiliul Local. Niciun consilier local nu a aprobat acest PUZ. Nu încercați să transferați responsabilitatea de la cei care s-au grăbit spre Consiliul Local. Și acum vreau să vă pun și niște întrebări. La anumite întrebări juridice nu ați răspuns. Nu o să intru pe întrebări tehnice. Am studiat PUZ-ul de la strada Orizontului, de unde începe până unde se termină aproape la Biserica de la Braz. Domnule primar, vreau să vă pun o serie de întrebări, dar vreau să-mi răspundeți.
dacă nu puteți dumneavoastră, specialiștii sau domnul Dobre, care nu ne-a onorat cu prezența. Domnul Nistor, în momentul în care avem documente și răspunsul pe loc, vă răspundem. Dacă nu, conform regulamentului, vă facem răspunsul scris și vom publica și pe site-ul primăriei. Așteptăm întrebările. Întrebările. Domnule primar, dacă acest puz încă nu a fost supus aprobării, dezbaterii și aprobării Consiliului Local, de ce domnul Dobre, sub atenul dumneavoastră, administratorul public, a semnat deja contractele pentru proiectul tehnic și detaliile de execuție? Pentru că dacă acest puz nu va fi aprobat, proiectul tehnic și detaliile de execuție pentru care se vor cheltui aproape 3 milioane de lei, rămân fără utilitate. De ce ați pus presiune pe consiliar? De ce v-ați grăbit ca aceste contracte să fie semnate până puzul nu a fost aprobat? Și aștept răspuns. Conform legii, conform procedurii, nu există niciun fel de presiune pe Consiliul Local. Consiliul Local, am venit în fața Consiliului Local cu o cerere de finanțare, am explicat la momentul respectiv toate etapele, am explicat faptul că este nevoie de un puz pentru a și schimba și pentru a da destinație pasajului prin puz. Am urmărit și am urmat toate procedurile legale. Totodată, vreau să vă spun și faptul, să-mi iau hârtia că am notat aici, am invitat pe toată lumea, domnule Nistor, atunci când am făcut invitația și pe site-ul primăriei conform legii și procedurii și la sediul primăriei, dar și într-un ziar local, dumneavoastră scoateți din context, dumneavoastră încercați să duceți altfel discuțiile în condițiile în care știți foarte bine că procedural așa se lucrează. Și încă o dată, toți consilierii locali au știut în momentul în care s-a votat proiectul, aprobarea proiectului și totodată toți consilierii locali știau că este nevoie de puz, da? Puzul, contractul puzului a fost semnat înainte de contractul cu elaborarea documentației, da? Deci contractul de finanțare a fost semnat înainte de deci puzul a fost votat, contractul de puz, Parcă nu aveați aceste informații mai devreme. Nu încerc. Ba da, am răspuns, îmi răspundeți la altceva. Nu, lăsați-mă să vă răspund. Dumneavoastră încercați să creați același lucru, da? În condițiile în care toți consilierii locali cunosc acest lucru și dumneavoastră sunteți la fel de conștient și dacă mi-aduc aminte, în 2010 când s-au pus banii pentru acest proiect, cred, și dacă greșesc, cred, ați votat acest proiect. Domnule primar, credeți greșit. Vă rog frumos să puneți altă întrebare. Nu, pentru că nu mi-ați răspuns. Păi la ce să vă răspund? De ce ați semnat, prin domnul Dobre, documentația, contractele pentru proiectul tehnic și detaliile de execuție, de ce ați angajat banul public dacă puzul nu a fost supus a dezbaterii și aprobării Consiliului Local? Tocmai de aceea. Punând presiune pe Consiliul Local în acest sens. Și aducând în spațiul public ideea că dânșii vor fi vinovați dacă se vor pierde fonduri europene. Este foarte adevărat, domnule Nistor. Ca a spus presiune. Știu că nu, este foarte adevărat că se pierd fondurile europene. Din cauza cui? Din cauza celor care au votat proiectul și din punctul meu de vedere, proiectul de hotărâre și din punctul meu finanțarea și din punctul meu de vedere, inclusiv cei care pun cu adevărat presiune pe unii consilieri, da? Și apropo, eu am făcut invitație, toate partidele politice au declarat liderul politic al grupului, da? Am făcut invitație pentru toți. Din nou, dumneavoastră încercați să nu arătați realitatea.
Este ultima întrebare la care vă răspund. Timpul a trecut. Dacă aveți alte întrebări, cu siguranță puteți să ne le lăsați. Și eu, ca de fiecare dată, apropo, am răspuns la toți ceilalți, dar la fel, o parte dintre cei prezenți aici, o mică parte din cei prezenți de aici, nu m-au lăsat, că aveam documentele, le dădeam cu slide-uri. Domnule toate primar, documentele, am citit documentele, le cunoaștem și noi. Nu, dumneavoastră nu le cunoașteți. Le cunosc foarte bine. Vi le arătam, am răspuns la toți cei care au depus hârtie, mulți din cei care au spus, care au completat acel formular, unii au spus că nu sunt de acord. Nici nu i-a schemat în seară, în această seară. Nu este adevărat. Prin anunțul pe care l-am făcut, nu e adevărat. Invitație specială. Da, bine, domnule minister. Dacă mai aveți alte întrebări, puteți să ne le puneți scris, da? Vă rog să ne le puneți scris, pentru că deja de aproape 11 minute, dumneavoastră, că mai sunt foarte mulți, să știți. Mulțumesc frumos, domnule minister. Aștept întrebările de la dumneavoastră scris și vom răspunde scris. Și în același timp vom pune și pe site-ul primăriei răspunsul către dumneavoastră. Deci trimitem și scris și răspunsul către dumneavoastră. Specialiștii de la prezidiu. Pot confirma faptul că se desfințează mai multe locuri de parcare decât se înființează? Vă răspund eu, domnule. I-am întrebat pe specialitatea dumneavoastră, am observat că vă percepeți la toate lucrurile pentru că așa cum nu luăm de la dumneavoastră lumină și așa cum spuneți greș, domnule minister. Eu sunt foarte documentat cu privire la acest lucru. Știu că au apărut anonime prin municipiul Câmpina care au creat panică inclusiv din acest punct de vedere. Da, lăsăm, cum să nu? Domnule Mușa, aveți aceeași atitudine. Aceeași atitudine, da? V-am și spus, în momentul de față, informațiile pe care le-am, pentru că proiectul nu este gata. În parcarea de lângă pasaj vor fi minim 200 de locuri de parcare. Parcările în urma propunerilor cetățenilor care au venit la primărie de a nu desfința parcările pe partea dreaptă, cum vii de la Ploiești, de la Automoto, până la intersecția cu... Până la ce? Până la intersecția cu Toma Ionescu. Dar nu vor mai fi în formă de spic, ci vor fi parcări paralele cu trotuarul. Da? Poate răspunde un specialist, nu dumneavoastră, da, la întrebarea pe care am pus-o. Se desfințează mai multe locuri de parcare decât și se înființează. Pentru că de la Sondei până la notariate, toate locurile de parcare de pe care le desfințați și în documentație, propunerea este ca cei locatari să meargă între blocuri. Răspundeți, vă rog, prin da sau nu. Așa. Se desfințează locuri de parcare mai multe decât se înființează? Se reconfigurează și va fi un număr mai mare de locuri de parcare. Se reconfigurează. Nu vă supărați. Aveți idee unde este strada erupției? Da, am idee. Unde? În sud. În sud. Și atunci, de ce domnul primar propune să se facă o parcare unde deja este o parcare? Pentru că propunerea noastră a fost să se amenajeze o zonă pentru sport acolo. Și populația a spus că nu este de acord cu acea zonă de sport. Prin urmare, am lăsat... Deci nu veți amenaja o parcare. Nu veți face nimic, o veți lăsa pe cea existentă. Asta încerc să vă spun. Nu vă jucați cu cuvintele și cu propunerile câmpinenilor. Deci cineva care propune că nu vrea teren de sport în erupție, ci vrea parcare, dumneavoastră îi spuneți că a fost de acord cu puzul. Total greșit. Mulțumesc, domnule Nistor. Vreau să fac o completare a...